Vântul extrem de puternic le-a creat mari probleme comercianților de flori veniți la ediția din acest an a Sinfoniei Lalelelor. Corturile lor au fost luate de vânt, iar florile au fost răsturnate pe jos. Toți s-au grăbit să mai salveze din marfă. Asigurați marfa cât de cât să... Ce să asigur? Să dau prelata jos după curte! Face vântul probleme? Mai ne întrebați? Cea de-a 40-a ediție a Sinfoniei Lalelelor se va desfășura la finalul săptămânii la Pitești. La eveniment vor fi prezenți sute de comercianți din toată țara și din străinătate. Aceștia vor vinde flori, bulbi, semințe, îngrășământ pentru plante, pompuieți, dar și utilaje agricole pentru grădinărit. Expozanții cu standuri la Casa Cărții vor avea spații gratuite, în vreme ce în zona centrală vor fi plătite taxe la bugetul local.